Informație de ultim moment, doamnelor și domnilor, Clotilde Armand a fost validată în funcția de primar al sectorului 1. Andrei Grigore ne spune mai multe. Andrei, aproape 3 săptămâni au trecut de la alegeri. Bun găsit, Maria, bun găsit, doamnelor și domnilor. Aproape 3 săptămâni au trecut de la alegeri, într-adevăr, și a avut loc și o amânare în ziua de luni pentru această validare la judecătoria sectorului 1. Astăzi, la ora 12, trebuia să fie anunțată decizia finală. Iată, au trecut 20 de minute și acum vine, într-adevăr, informația oficială. Clotilde Armand a fost validată în funcția de primar al sectorului 1 al Capitalei de către magistrații de la judecătoria sectorului 1, după ce a intervenit cu o sesizare în această cauză și Gheorghe Piperea în calitate de avocat al lui Dan Tudorache, sesizând suspiciuni de fraude și nu orice fraude, chiar fraude informatică privind chiar clonarea sistemului informatic al STS, dar și alte probe înscrisuri depuse la instanță de către Gheorghe Piperea în acest sens. Iată, nu au dat curs acestei cereri a lui Piperea, care spunea clar: dorim suspendarea și înghețarea procesului de validare până la lămurirea suspiciunilor de fraude, ci judecătorii au spus astăzi: Clotilde Armand este validat la primăria sectorului 1. Ce se întâmplă mai departe? Are drept Dan Tudorache două zile și a spus încă de ieri că va face acest lucru, să depună apel la această decizie în cazul în care nu-i va fi favorabil. A spus clar lucrul acesta ieri, deci ne așteptăm în următoarele 48 de ore să revină Dan Tudorache cu demersul juridic de a face apel. În încheiere vă spun faptul că au loc momente de foc, să le spunem așa, și la secția specială de investigare a infracțiunilor din justiție, aici unde ne aflăm și noi și unde, tot legat de sectorul 1, au loc audieri în dosarul deschis după ce Antena 3 a dat în exclusivitate imaginile din sala cu și cu buletine de vot, audieri ce s-au petrecut în continuu zilele trecute, continuă și astăzi, și mâine, și luni.